Astăzi am lucrat la cabinet cu doi sportivi, foști sportivi, ca să spun așa, doar că în momentul în care ajungi la nivel de performanță, din punctul meu de vedere, te-ai născut cu un dar și cu o capacitate de efort și cu o masă musculară care te-au ajutat să ajungi la respectivul nivel de performanță în plus față de disciplina ta. Însă, fără ajutor din exterior, în perioada în care te lași de sportul de performanță, lucrurile pot să o ia foarte urât la vale. Și spuneam că astăzi am lucrat cu o adolescentă care a făcut în copilărie gimnastică ritmică de performanță și cu un adult care a făcut până cam acum ceva ani basket de performanță. Și uneori oamenii se lasă de sport fie pentru că sunt în clasa 12 a 12-a și trebuie să ia bacul sau să intre la facultate și sportul nu mai este uh, o prioritate, fie din alte vari uh, motive personale. oricare ar fi motivul, însă Trecerea de la un nivel foarte mare de efort, antrenamente serioase, prioritate pe partea de sport spre un stil de viață care, chiar dacă are sport în continuare, nu mai este la același nivel poate însemna frecvent un dezastru metabolic și nu exagerez prin cuvântul dezastru. Și acest lucru poate să dea peste cap uh, sănătatea foștilor sportivi. Și este esențial, în primul rând, să înțelegem odată că fără susținere profesională adecvată din punct de vedere psihologic și nutrițional, în plus față de antrenamentul sportiv, efectiv, lucrurile Pot să fie nocive din punct de vedere sport, iar atletul de performanță nu este cu nimic mai sănătos doar pentru că face sport, ci ca să rămână sănătos este esențial să rămână bine nutrițional și psihologic. Și, de asemenea, este esențial să înțelegem că toate lucrurile astea se întâmplă normal, firesc, cu alimente normale, nu cu tot felul de suplimente, nu cu uh, nici nu ignor și mă prefac că plouă pentru că oricum eu știu să mă antrenez, deci o să am eu grijă și nu se întâmple nimic, pentru că deși pe modul în care arăți s-ar putea să nu îți dai seama și practic sănătatea ta să o ia la vale doar pe partea de analize și treptat, treptat să ajungi să conștientizezi cât de mult costă faptul că nu ai folosit Suport când te-ai lăsat de sport. Și, pe de altă parte, aș vrea să mai subliniez un aspect care nu ține de atleți. De fapt, aici vreau să ajung. Multă lume face ping-pong între sedentarism și apoi 17.000 de ore de sport și nu conștientizează că, din bune intenții și cu încercarea de a contracara sedentarismul, se mută potențial într-un dezechilibru similar cu cel pe care îl trăiesc atleții care se lasă de sport în perioadele în care nu vor mai putea să mențină respectivul nivel de efort. Și în cazul persoanelor care momentan nu sunt. Atleți care nu fac sport profesional. Acest mod de a gândi, să faci ore după ore de sport, mai multe antrenamente unul după altul sau să faci sport în fiecare zi, poate pune sănătatea la risc, pentru că dacă eu nu gândesc din start, Frecvența și intensitatea sportului ca ceva pe care eu, la, în viața mea pot să respect pe termen lung. În acele perioade în care am o accidentare, mă simt mai rău că am făcut o febră, mă duc la turci și nu vreau să fac sport în vacanță. Sau, din vari motive, nu mai fac sport. O să mă trezesc în aceeași papuci ca și atletul de performanță care s-a lăsat. Iarăși, din barii motive de sport și o să trec prin același dezechilibru metabolic. Acest dezechilibru metabolic nu este obligatoriu și poate fi contracarat cu suport profesional, psihologic și nutrițional. Însă, fără și mai ales în cazul persoanelor care nu sunt atleți de performanță și care s-au mutat în acești papuci doar pentru că așa este promovat. Ping-pong de la sedentarism la 17.000 de ore de sport fără cap. Așa că, dacă ești tentat să treci de la nu fac sport la hai să fac să fac, poate ar ajuta să conștientizezi. Tu crezi că sportul e bun oricum ar fi, chiar și fără cap.